Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face o salată foarte simplă pentru că este vară și este foarte cald. Vă spun că mănânc foarte puțin și mai mult salate pentru că sunt mai răcoroase. Este o salată foarte simplă, foarte ușor de făcut. Ingredientele le veți găsi ca de obicei jos sub video în descriere, dar le voi aminti și acum pe parcursul acestui video. Într-un bol am o roșie tăiată cu bură roșie mare, cred că a avut jumătate de kilogram, o ceapă roșie tăiată mărunt, am pus peste roșie, două cepe verzi tăiate la fel mărunt, 2 ardei mai mici capia roșu, am folosit eu, tăiați fâșii, 250 de grame de fasole roșie fiartă sau puteți folosi oricare altă fasole aveți și vă place, și o legătură de pătrunjel tăiată mărunt, puțină sare și puteți adăuga și condimente. Eu am adăugat puțin oregano și ulei de măsline presat la rece, 2-3 linguri. Nu folosim alt dressing decât uleiul de măsline. Și amestecăm foarte bine salata. Ce am vrut să amintesc, puteți să o puneți foarte puțin la frigider sau să folosiți legumele pe care le-ați ținut la frigider să fie puțin mai reci, ca această salată să fie mai răcoroasă. Și putem servi această salată delicioasă și hrănitoare, zic eu, deoarece conține și proteină vegetală. Este foarte, foarte delicioasă și sănătoasă. Cred că asta este mai important. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată, vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, lăsați un comentariu și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună!